Batem pe Dinamo? Da, e o întrebare simplă, dar un răspunsul nu e atât de simplu. Sigur că la modul declarativ ne dorim foarte mult să-i batem. Avem întreaga motivație posibilă. Dacă în prima parte am trecut am ieșit câștigătorii, în partea a doua au reușit să fie în avantaj și a lăsat urme. În momentul în care pierzi sau pierzi puncte în ultimele secunde, de mai multe ori, clar lasă urme și asta poate fi și un punct de motivație pentru noi, pentru băieți, pentru antrenori. Am fost dimineață un pic la antrenament și în concordanță cu vremea, băieții arătau foarte bine, cu entuziasm, s-au pregătit și dacă vom avea și parte de vestea minunată că jucăm pe cel mai frumos stadion din țară, atunci chiar ne așteptăm la un meci frumos, din care noi să ieșim, bineînțeles, câștigători. Se știe unde jucați? Încă nu se știe, noi ne-am dat acordul, încă de ieri am trimis o hârtie, am răspuns un document clubului Dinamo. Sigur că salutăm această acțiune din partea clubului Dinamo, sperăm, bineînțeles, să fie finalizate și partea cu birocrația, cu ISU, nu știu exact ce așteptăm, dar dacă vom avea acordul astăzi sau mâine, în timp util, cu mare plăcere vom juca din nou pe cel mai frumos stadion. Și ne pierde duminică, pierde și în sală. Nu neapărat, pentru că, vedeți, este foarte echilibrată lupta, toate echipele au șansa lor. Noi am început foarte bine, suntem până la urmă pe primul loc alături de Steaua cu un parcurs identic în play-off. Avem un lot echilibrat, avem tot ce ne trebuie să ne batem la obiective înalte. Dar de ce e favorit de Steaua ta la titlu cât e clasament sub? Steaua e favorită datorită tradiției clubului, datorită investițiilor, să nu uităm nivelul salarial, incomparabil cu alte cluburi, datorită, e adevărat, dar atât timp cât clasamentul este echilibrat, atunci când iei în calcul șansele tuturor echipelor, trebuie să nu poți neglija valoarea lotului. Steaua are un lot valoric, au un antrenor bun. Așa că, indiferent de poziția care se află în clasament, reprezintă un adversar de temut pentru toată lumea. Au bătut etapa trecută un meci important, așa că este una dintre echipele importante. Dar eu cred că este sensibil egal această luptă și dacă Târgu Mureș este, să zicem, în acest moment mai în spate și nu îi va fi simplu să recupereze, mă refer la lupta pentru titlul, în rest, celelalte 5 echipe au șansa lor. Și indiferent de declarații, pentru că am intrat puțin pe un teren așa mai, glumeț, la un moment dat, în ultimul timp, văd că nimeni nu mai se bate la titlu. Pe rând, Hagi a renunțat, domnul Becali a zis că se mulțumește și cu locul 2, Șumi și el la un moment dat a zis că nu contează meciul cu Steaua. Dinamo, de asemenea, vrea să joace frumos, să joace în cupele europene, așa că nimeni nu mai vrea titlul. Da. Noi nu o să spunem că nu vrem titlul. Într-adevăr, suntem realiști și, așa cum am spus, din ce punct de vedere o privim, nu plecăm ca favoriți. Dar vorba lui Reghe, văd că nimeni nu bagă rezervele sau echipa a doua, așa că se traduce prin toată lumea, își dorește foarte mult titlu, dar nu toată lumea declară. Neguiță s-a transformat așa într-un postindar, dar celor care luptă împotriva finanțării unor echipe de către stat. E un meci special pentru noi, pentru jucători, poate? Nu, noi nu vom... Da, am înțeles întrebarea. Noi nu vom transfera terenul de luptă cu lupta din birouri. E normal să-și apere cluburile, sigur că nu e normal să vorbească de alte cluburi, cum și noi nu vorbim de Dinamo sau de, trecutul
din punct de vedere juridic al lui Dinamo. Este un club mare care are milioane de suporteri în spate și n-ar fi corect și fair play să vorbim despre ei. Noi am vorbit în teren, cel puțin în ultimul an, și probabil de aceea s-au activat persoane de la celelalte cluburi legat de statutul nostru. Totul este conform licențierilor de fiecare dată, avem dreptul de a juca în cupele europene. Suntem un club respectat, avem jucători la echipa națională și cu bani puțini și oameni competenți reușim să ne batem cu marile puteri. Când văd o declarație împotriva clubului nostru, mie îmi confirmă faptul că suntem importanți și contăm. Mă bucur că într-un buletin de știri, din 10 știri, 2 sunt cu pandurii. Este un lucru important și asta înseamnă că antrenorii împreună cu jucătorii au făcut o treabă bună. Reghe spunea că nu e corect ca Dinamo să joace în Europa la bani. Da, eu n-aș merge atât de departe pentru că corectitudinea unei participări o dă caietul de sarcini licențierea. Dacă regulamentele îi permit lui Dinamo și ea și-a îndeplinit aceste sarcini, sunt bine primiți în Europa, încă o dată spun, e un club respectabil și chiar dacă n-am fost niciodată în acel club, nu pot să nu respect când vorbim de milioane de suporteri. În condițiile în care nu este ceva regulamentar și o forțare, să spun așa, sunt convins că au de-a face cu entități foarte serioase, atât Federația Română de Fotbal cât și UEFA știu foarte bine ce au de făcut în astfel de cazuri. Pentru mine este important meritul sportiv. Dacă Dinamo va termina în primele 5, n-am nimic împotrivă și jucătorii și antrenorii n-au nicio vină de problemele administrative. Deci nu am nimic împotriva Dinamo să-și dorească până în ultima secundă să joace în cupele europene. Important este ca și UEFA și FRF să vadă acest lucru ceva regulamentar, pentru că am văzut și poziția lui Bogdan Mara aseară și în poziția lui poate fi oricare alt club. Probabil că clubul de pe locul 6 va pune niște întrebări, dar în condițiile în care este corect și din ce a explicat domnul Negoiță există o logică, atunci foarte bine să joace în Europa și să facă cinste fotbalul românesc. Domnul Pizetu, săptămâna spunea că următoarele zile se vor mai investiat în ceea ce privește acționarea Pandui și de contribuția lor pentru club. Da, în primul rând vreau să vă spun că am mers mai departe cu acel acord de finanțare și ieri și alaltă ieri o echipă din staful administrativ a fost la Federație pentru o discuție preliminară legată de licențiere. Din ce am înțeles, suntem în grafic. Sigur că mai sunt lucruri de completat, dar până pe 30, dacă nu mă înșel, când suntem programați efectiv pentru a susține licențierea, n-ar fi probleme importante, ceea ce este o veste bună pentru noi. Înaintea acestei întâlniri cu dumneavoastră am fost la domnul Ciobotăric, directorul general de la CEO, și prin poziția mea aceea de liant între echipă și acționariat am vrut încă o dată să încerc să strângem rândurile, dacă se poate, pentru că este foarte important să fim o echipă în aceste două luni. Am fost surprins plăcut de faptul că ne-a urmărit foarte mult în ultima vreme și are deschidere de a găsi soluții. Nu avem deocamdată nimic faptic, dar este important că pare foarte conștient de oportunitatea acestei moment în viața clubului Panduri și aș îndrăzni chiar a sportului gorjean. În perioada următoare mi-a spus că îmi dă tot sprijinul pentru a găsi soluții rapide, ca băieții să se gândească doar la fotbal și nu la problemele colaterale. Este o veste bună. Sigur că prin poziția mea trebuie să fiu pregătit și cu soluții de rezervă și îi le-am expus și dânsului. S-a vehiculat în presă chiar, știu, atragerea altor oameni care sunt dispuși să investească în performanță, pentru că asta se întâmplă acum la Panduri în acest an. Sunt câteva lucruri primordiale legate de plățile curente, legate de prelungirea unor jucători importanți, legate de prelungirea antrenorului, contractului antrenorului, iarăși un lucru esențial pentru performanța viitoare,
Și încă o dată spun, dânsul a fost foarte deschis. Eu am plecat cu un feeling că vom fi o echipă și vom fi puternici în acest sfârșit de an. În sensul în care toată lumea să-și aducă aportul pentru a susține, eu știu, ritmul muncii băieților în aceste două luni. E vorba doar de două luni. Suntem în anumite blocaje legate de plăți și chiar dacă dânsul nu poate, așa cum de altfel v-a și declarat, plăti în perioada următoare, dar prin, eu știu, prin anvergura activităților pot să ne ajute să atragem, eu știu, parteneri pe piața bancară, pot să ne ajute în ceea ce privește atragerea altor sponsori. Sunt foarte multe pârghii de care ne putem, de care putem profita. De ce v-ați schimbat declarațiile radicale de la acea întâlnire pe care ați avut-o cu reprezentanții AGA și de la care ați ieșit foarte optimist și conciliant față de complexul Oltenia până la ultimul meci pe care l-au avut Pandurii, ziua în care ați cerut plecarea complexului Oltenia? Nu, în esență am zis același lucru. Dacă ați fost foarte atentă la declarațiile mele, în primul rând am punctat pasul făcut, acela de a parafa documentul de finanțare, imperios necesar pentru a ne lua licența. Tocmai v-am confirmat astăzi că acel document și celelalte documente ne-au ajutat foarte mult pentru perspectiva clubului, dar totodată am punctat faptul că suntem într-un moment în care trebuie să strângem rândurile. Sigur că la fotbal există tot timpul soluții și am zis în condițiile în care contextul economic exclude total ajutorul din partea acționarilor, va trebui să găsim variante de rezervă. Acesta a fost discursul meu și n-a fost nicio amenințare, pentru că nu am calitatea de a exclude sau a include membrii asociați, dar am datoria și fișa postului mi impune să atrag atenția, să expun problemele echipei în ambele sensuri și, bineînțeles, și doleanțele acționarilor. Acest lucru am făcut, dovadă că acționarul principal a înțeles foarte bine mesajul care l-am transmis, încă o dată spun, astăzi a fost foarte deschis în a găsi soluții împreună, bineînțeles și cu ceilalți membri, să nu ne pară rău. Pentru că nu ne-am întâlnit de-a lungul istoriei fotbalului gorjean cu această oportunitate. Nu știm unde vom ajunge, pentru că și celelalte echipe au punctele lor forte, dar simțim că putem foarte mult și aș vrea să mergem cu turație maximă. Una dintre declarații frecvente pe care a spus în vreme visa faptul că jucătorii din decembrie până iunie nu vor mai primi ceva salariu. Totuși, acționatul de la Pandur nu se rezumă doar la CEO. După ultima ședință AGA nu s-a luat în vedere și preluarea unor atribuții sau completarea, știu. Păi da, asta am și spus atunci. Că pot ajuta în această perioadă, asta e întrebarea. Ba da, păi de fapt asta a fost și, acesta a fost și subiectul principal astăzi în biroul dânsului, acela de a găsi soluții pentru a debloca situația. Eu de fiecare dată am apreciat public faptul că băieții și-au văzut de treabă în momentul în care au intrat pe teren și sigur că nu e normal să după meciuri să declare că sunt probleme și nimeni nu le-a ascuns niciodată acest lucru. Avem o relație foarte bună și numai prin transparență putem trece peste probleme, dar acesta este și motivul pentru care încerc tot felul de discuții pentru a găsi soluții. Până la urmă vorbim de entități importante care fiecare, dacă pune umărul, putem să venim aproape de jucători. Există o perspectivă în vară, în sensul în care cu siguranță vom accesa o sumă iarăși din drepturile TV, avem un portofoliu de jucători care oricând se pot transforma în bani și acest lucru este confirmat de ofertele care au fost și care pot veni. La urmă, avem în echipă golgheterul campionatului în acest moment și alți 2-3 jucători care sunt lideri pe post în campionatul primei ligi. De asemenea, în condițiile în care, nu știu, ne îndeplinim acest vis să luăm campionatul sau terminăm pe podium, avem mari șanse să ne batem la
grupele Europa League, cel puțin. Ceea ce iarăși se traduce prin venituri. Deci eu cred că lucrurile astea se iau în calcul. Nu mai spun faptul că în curând se finaliza și proiectul cu stadionul și iarăși este o vitrină importantă pentru sponsorii sau pentru, eu știu, oameni de afaceri care vor să investească în fotbal. Toate aceste oportunități au fost puse pe masă și eu cred că asta face din Pandurii o echipă atractivă. Deblocarea situației s-a stabilit atunci la ședința, dacă acolo au participat toți acționarii clubului. Da, deocamdată s-a definit, să zicem, participarea fiecăruia scriptic, dar acest lucru se poate schimba și noi avem nevoie de a trece la fapte, pentru că jucătorii nu merg mai departe. Exact, exact. Trebuie găsite în acest moment sume pentru a debloca situația faptic și nu doar scriptic. Iar eu, încă o dată spun, nu vreau să vorbim de fiecare dată de bani când, eu știu, ieșim la televizor. Tocmai de aceea am precizat că echipa, indiferent de situația financiară bună, rea sau foarte rea, va fi aceeași. Avem o lună jumate când toată lumea și-a pus ca prioritate să facă performanță sportivă. Care este situația financiară în momentul de fapt a clubului Pandurii? Păi este una stabilă, pentru că putem lua licențierea, ceea ce este foarte important. Există datorii curente, despre care vorbeam mai devreme, dar ceea ce este liniștitor pentru noi, toți cei angajați și pentru suporteri, este că clubul a plătit toate datorile aferente anului 2015 legate de licențiere, deci activitatea clubului nu mai poate fi periclitată, deci zvonurile apărute în presa locală se infirmă că clubul ar fi în pragul, nu știu, falimentului sau alte știri care le-am văzut în lunele trecute. Dar dumneavoastră personal, aveți să reproșați ceva în modul în care a fost gestionată această situație financiară în ultima perioadă, în ultimul an? Sigur că am, în primul rând, îmi reproșez că nu suntem pe primul loc. Îmi doresc foarte mult să fim pe primul loc. Nu putem disocia, segmentele unui club de activitate. În primul rând, îmi doresc să fiu pe primul loc. Că voi fi pe primul loc, voi fi foarte liniștit. Deocamdată încă sunt neliniștit. Iar din punct de vedere financiar, cred că am făcut multe lucruri bune și împreună cu ei am luat decizii extrem de eficiente pentru club. Sigur că se fac și greșeli, că așa este în viață, dar important e când se trage o linie sau, să vorbim din punct de sportiv, când privești clasamentul, dacă ești acolo unde trebuie, înseamnă că ai făcut treaba bună.